Situație ieșită din comun în Ucraina, unde doi frați luptă pe baricade diferite. Unul este în armata rusă, iar celălalt este colonel în cea ucraineană. Jurnaliștii ucraineni au vrut să afle mai multe despre acest caz și au realizat un reportaj, mai ales că cel care luptă în armata lui Putin este blamat în satul său de baștină. Aceștia au aflat că primul este Mihail Zusko, care s-a născut în Vetl, un sat din regiunea ucraineană Volinia. În 1989 a plecat în Rusia pentru a urma cursurile școlii militare, unde a și rămas. Acum 33 de ani mai târziu, bărbatul este general locotenent și participă la războiul declanșat de Putin de partea rușilor. În același timp, fratele său, Mikola, este colonel și luptă să-și apere țara de partea armatei ucrainene, scrie observatornews.ro. Mihail Zusko este comandantul celei de-a 58-a armată din districtul militar de sud al Rusiei. Această divizie a suferit pierderi uriașe în zona Nicolaev. Expertul militar austriac Tom Koper a scris despre acest lucru pe pagina sa de Facebook. În opinia lui Koper, Mihail Zusko s-a dovedit a fi un strateg incompetent. Primarul din Vetl, o vreme am fost chiar mândri de el, era dat exemplu copiilor la școală. Primarul din satul natal al lui Mihail Zusko a declarat pentru publicația Facti că multă vreme comunitatea a fost mândră de el și era chiar dat ca exemplu copiilor în școli. Asta până în 2014, atunci când au aflat că Zusko a comandat militanți în Donbass. Potrivit jurnaliștilor ucraineni, fotografia lui Mihail Zusko se află pe site-ul oficial al Agenției Centrale de Informații a Ucrainei, în secțiunea Trădători. Se precizează că a participat la primul război cecen, iar pentru participarea sa la ostilitățile de pe teritoriul Ucrainei a fost promovat de la comandant al Corpului 1 de Armată al Trupelor de Ocupație ale Federației Ruse în Donbass, a devenit adjunct al comandantului Armatei 49 al Districtului Militar de Sud al Forțelor Armate Ruse.